Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un nou episod din Clash Royale. După cum vă amintiți în episodul trecut, anterior, am ajuns aici. Dintre care cardurile de aici? Dintre cardurile astea de aici, îl avem pe ăsta, ăsta și ăsta. Nu știu dacă mai avem altul. Să vedem. Oricum, hai să upgradăm aici niște chestii. Minionii nu-i voi folosi, voi folosi după ce fac level 4. Ăștia nu-i upgradez momentan, că nu sunt prea buni. Asta cât e? 150? 150. Aici avem cardul ăsta nou, Wichu, și Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. e foarte bun, după cum vedeți are 6 de viață și uitați cât damage dă. E foarte bun și arcere să upgradăm la level 5. Să vedem cât viață, 182, bun. Și cavalerul care aproape face 1000 viață. Da, aproape face 1000 viață. Și cam atât, nu? Pe ăștia mei upgradăm, hai să-l upgradăm pe ăsta pentru niște XP. Și aici m-am hotărât să folosesc chestiile astea, Wichu, care e foarte bun, spawnează scheleți, scheleții, prințul normal, asta, Mini P.E.K.K.A., arcerii și ăsta. Aici, momentan nu avem bani, putem să dăm din astea pentru, scuzați-mă, pentru 1000 de aur, dar noi nu dăm. Și după cum vedeți, sunt în clanul Suceava. Puteți să intrați aici cu clan și să vorbiți cu mine dacă aveți Clash Royale și mai sunt locuri în clan. Oricum, hai să jucăm. Nu mai țin minte dacă am jucat ceva în bă, un pit, nu cred. Mini P.E.K.K.A. Pun eu archerii de level 5. El are Mini P.E.K.K.A. de level 2 ca mine. Vedeți cât de mult damage dă Mini P.E.K.K.A. Are ăsta. Bine, l-am și eu, nu-i nicio problemă. Să punem prințul de level nu știu cât. A, Giant. Ia. Să vedem cu Mini P.E.K.K.A. cum te descurci tu în altule. Bombardierul nu dă prea mult damage. Să vedeți acum ce mult damage o să-i dea. Era, trebuia să-i mai dea o dată. Hai să lăsăm. Am aruncat un... Nu, o greșeală. Oricum, hai să dăm săgețile. Scăpăm de ăștia cum enervează. Cum mai am viață acolo la aia. Mă spun un prinț și un din asta. Nu, încarcă-te, încarcă-te, please, please. Of, nu. De-aia am distrus și eu, asta e bine. Hai, că ne descurcăm. Momentan. Hai, battle. Așa, da, ne descurcăm așa frumos. Gata, l-am bătut. Easy. Easy. Așa. Să-l punem la deblocare. Bumpit. A venit direct cu Mini P.E.K.K.A. Bravo, boss. Ce isteță e asta, are strategie. Aha. Distrugem 3 cu 4. Adică 4 cu 3 cumva. Îl omoară. Și l-are abia de level 2. Acasă atunci. Da, o știu ceva damage. Puternici. O spun din ăsta și un mini P.E.K.K.A. Nu știu dacă e o combinație prea bună. Perfect, se duce pe partea aia, pe partea aia l-am făcut. Dar l-am făcut pe partea asta. Și pe
partea aia l-am făcut și am fost mai primul prinț și am și câștigat lupta. Și așa avem carduri epice. Avem 3. Da, cred că avem 3 carduri epice. Să mă uit acum. Ne-am mai dat încă 2 trofee. Golden chest. Hai să vedem. Asta e rar. Astea sunt două comune și asta e comun. Asta e epic, epic. Asta ce? Oh, pe rândul ăsta am 4 epice. Bun. Ce ce? Discover book. Aha, bun. Încă 2 lupte și luăm un crown chest. Ah, level 2 ăsta îl facem. Să vedeți ce repede îl facem. Oh, nu, nu ne-a dat carduri prea bune la început. Ba da, ne-a dat. Avem 2 epice. Ah, baby dragon. Ce zici de arcaș? E arcaș de level 2, eu am de level 5. Leveluri mici. Ești nebun, ne-a făcut asta. Ești nebun. Nu, asta știi să joace. Uite cum a ajuns să-mi bă un pit. Nu am cum ce să-i fac pe ăla. Eu dau un din ăsta, consum prea mult elixir. N-am ce să fac decât să-l las. Da, asta știe să joace. Da. Dar nu contează, noi tot îl batem cu cardurile noastre epice. Nu știu ce archerii, frumos. Gata, i-am făcut. Gata. Hai. Gata, îndată-l facem. Îi dau din asta, cred că l-am făcut, nu? Hai zi. Scuze, tabel jumate. Să nu deu și cum de bombe, dar știi asta și joace. Știi să joace chiar foarte bine. Nu distrusă. Cum a distrusă? N-am văzut. Așa. Hai că-l batem. Nu știu puternic. Geaba ăsta se chinuie că-l facem orice ar fi. Nu trebuie să-l facem. Nu are cum să nu facem, gata, cu mini peca. Așa frumos. 21 ne-a dat acum. Ne dă din ce în ce mai mult. Așa. Mai avem o luptă. Nivelul 3. Găștă să doiți combinație bună? Nu știu. Tehe. Perfect, noroc că prințul e rapid. Ups. Oh, nu. Acum i-am distrus deja una. Vin acum cu archeri și mini peca. Și... Îi dau săgețele. Ca să economisim. Nu economisim nimica. Câștigăm niște viață. Hai să vedem. Hai ce formație bate pe ăștia. Inteligent. Uite formația lui. A, deci așa vrei tu. Hai. 1v1. 1 vs 1. Tirip, pip, pip. Știi asta să faci. Cu murmur. Cum se aude e că murmură. De ce e așa de greu? Da, frumos.
Repede pun și un din ăsta și gata, am făcut. Hai, du-te și... No. Știam cum spune din nou. Deci știam. Da. Da, măcar am distrus ăla. Dar nu contează că tot îl batem, cred. A, știe ce se face. Cred că fac eu așa. Am activat regele. Nu prea știe asta. Bune. M-a bătut. Pe bune. M-a bătut asta. Ai, du-te! Nu vine să cred că m-a bătut. Da. Bine. Deschidem asta. Avem card, avem giant. Nu prea ne da chestii bune asta. Brădăm aici, dar nu costă prea mult. Aici nu avem nimic de brădat. Asta e. Dar nu cred că o să-l folosim, că nu mi se pare prea bun. Hai să ne jucăm. Îi găsește un oponent. Așa. Tot asta? Nu cred. Ai, bun. Ia ține locul pe ăla până dau arcașul. Baby Dragon nu are multă viață, asta e problema. Am o idee. Așa. Gata, formația. Formația distrusă. Donem. Come on. Nu, ca bun. Asta e ușor, am câștigat. Sau... L-o să moară repede. Nu că activez regele. Ai, te rog, nu da! Pun și baby dragon. Și asta dă mult damage, dă 100. Să spun ăsta. Și mini peca. Și cavale. Dar dacă dă săgeția că am distrus formația. Hai că până se activează regele, îl batem. Veni săgețile. Nașpa. Hai, dai. Da-ți ei. Așa. Hai, te rog, prinde-l și pe... Vrem să-l prinde și pe mușchetar. În raza e cu săgețile. Abia acum am observat cât de repede, da? Dacă acum l-am bătut. Hai că pun și mine peca. Gata. Am bătut așa frumos. Nu se chinui să facă ceva, dar degeaba. Că l-am bătut. Gata. Bun, în sfârșit. Așa. Era să deschidem și crown chest-ul ăsta. Deci așa. Vreau să deschidem și crown chest-ul ăsta și încheiem. Așa. Giant. Pun din nou ăștia mulți armată, încerc să fac aici.
Prea merge asta, e distrugător de armate. Ai, ai, tamo. Que Davi, não está mérito, eu digo mérito. Ah, bine că pușu din noi. E cu din asta cred că fac. Da, fac. Fac că soiul ăla. Gata. Să vedem dacă îi faci pe ăștia cumva. Of. Punem și un cavaler de level 5. A murit ăla. De ce? Cum îți permiți tu să dai în prințul meu frumos, făt frumos? A? Cum îți permiți tu? Nu ai fost crescut bine sau ce? Să tu cu cavalerul, nu cu mini peca-ul tău urât și ruginit, să te atingi de prințul meu frumos. Gata. M-am răzbunat pe tine. Așa, încă două lupte și gata. Ne-a dat pe cineva de level 4. Tip tiri tiri. Easy. Fix după ce l-am pus, tu dai cu fulgerele tale. Nu știu, nu e așa un mini peca la mișto. Dar uite cum faci mini peca pe ăla. Ești nebun. Nu era să-l facă mini peca. Ai, l omori și fugi, da? Fugi! Nu știu ce era fugit. Tot n-am văzut cine l-a omorât. Da, e aia cu săbiuțele lor mici. Sunt amuzanți. Și aia am distrus aia. Am zis i-am distrus aia. Mă pun un mini peca frumos. Prea merită tu ce ai făcut. Așa, cred că l-am bătut acum. Dacă îl lasă... Nu, l-am bătut. Un mini peca. Vreau să se descurcă la un mini peca? Asta e întrebarea mea. Nu se prea descurcă. Dar noroc că era lângă bază. O să-i dau asta. Și așa eu ăsta-i mai dau. Să-l omoare pe ăsta mare. Să-l omoare și pe celălalt. Of! Ah, pe ce să-l omoare? Uite cât e puțină viață mea. Am activat regele. Acum vreau să folosesc cardurile ieftine. Ca să... Nu vine asta. De aici. Ca să-l bat o dată mai repede. Cât mai are 88. Dau săgețile. Așa, gata. Bun, am pierdut o luptă sau două. De șefa. Așa și încă o luptă și gata. N-a dat
chiar așa, de level 3, înainte ne-a dat una de level 4. Sau unul de level 4. Hai să-l așteptăm pe el. Ha, i-o dat mai repede. Bine jucat. Merci. Thanks. E bune? Eu nu l-am bătut. Și acum o să... Da, știam, știam. Tipic. O, ăla nu știu cum să mai bat. E nașpa ăla. Nu lăsa să dea de două ori. Ha. Nu știu cum să-l atac eu pe ăsta. Ah, bun. Mersi, mi-a arătat calea. Giantul tău, pus degeaba, ai dat bani pe ea degeaba. Și am dat pe sfereță aproape degeaba. Se descurcă mai bine ca mine, oricum. Vreau doar una să-i distrug. Cazemată din asta. Au, da, dar mă enervez. E bune! Nu știi când să te oprești? Asta habar nu are. De spiritul competitiv. Hai să spunem niște din ăștia. Poate... Poate... Iese cum vreau eu. Nu, nu. Uf. Oh, nu. E prea bun asta. Are. E asta ceva să faci. Ai bate și minuni și du-te. Nu te întoarce. Pus degeaba. Hai încă o dată că nu renunț așa ușor la Crown Chest. Îl vreau! Neapărat! Așa... Mă cam confund aici. Uite ce mult i-am scăzut așa. Acum aproape l-am distrus. Frumos, până îi se activează regele. La se duce așa. Bufanu. Eu nu știu cum să mă distrug. Vikinga aia. Părul roșcat. Hai că nu mai e un din ăsta de trei. Și ăsta îl bate pe... Witch. Și gata. Am câștigat. Trebuie doar să fac 6 elixir. Și gata. L-am bătut. Gata. În sfârșit. Gata. Hai să luăm ăsta și încheiem. Hai. Șaban, frumos. Cristale. Din ăștia de agradat, din ăștia de agradat, minioni. În sfârșit putem să folosim și noi minioni. Dar nu știu un loc la ce.
Are în loc la ce să-i folosim? Săgețile le folosim, asta o folosim. Ăștia-i folosim. Asta-i folosim. Mă gândesc că, da. Oricum, vom vedea în episodul următor. Oricum, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Eu am fost Răzvan și la revedere. Bye!